spus. Dar de ce n-ai spus? O zi atât de caldă și atât de frumoasă, la mijloc, la mijlocul anul timpul atât de frumos. Vreau să mulțumesc asociației Bătrâneță fără tineriță. Bătrâneță fără tristețe, mai iertați. Pentru cunoștințele pe care ne le-ați dat astăzi. Și foarte bune cunoștințe, foarte mari cunoștințe. Noi astăzi le-am primit și anume, am aflat că vreau să fac comparație că calculatorul este ca un soare. Și mai ales pentru noi oamenii care am trecut de acum de vârsta tinereței. Deci calculatorul îl considerăm un soare în viața noastră, în anii pe care îi mai avem. Încă mai aflat că la ajutorul calculatorului se poate de aflat multe lucruri. Putem să ne contactăm prietenii, colegii de clasă, oamenii dragi și apropiați. Aceste lecții astăzi care le-am primit nu au fost fără întreruperi pentru sănătatea noastră. Am în vedere, am stat la o masă copioasă, gustoasă, pentru care noi sper mulțumim din tot sufletul. Am spus și nu vreau să mă repet că am aflat foarte multe, foarte multe lucruri. Într-un cuvânt, calculatorul este o lumină, o soare, o lumină la sfârșitul vieții noastre. Nelului. Iată, așa am considerat astăzi. Bravo!